S-a dat startul sezonului de liliac. Cei care vor să conserve mirosul de liliac și pentru la iarnă au început deja să culeagă florile pentru a pregăti cele mai bune și aromate delicatese. Siropul și dulceața de liliac sunt doar câteva dintre rețetele preparatelor pe care localnicii le transmit din generație în generație. Mai mult, florile de liliac au și proprietăți miraculoase pentru sănătate. Într-o localitate din România am întâlnit-o pe doamna Mărioara. A învățat să pregătească siropul de liliac de la bunica sa, iar acum îi împărtășește și nepoatei sale cum să profite din plin de florile de liliac. Dacă mălinul e înflorit și are polenul acesta și florile faine, atunci putem face și sirop din el. Trebuie să luăm așa, crenguță cu crenguță, după aceea să-l punem la fiert să facem siropul. Am venit să strâng mălin cu mătușa, am auzit că se face sirop dulceață pentru leacuri și este prima dată când strâng. După ce florile au fost adunate cu grijă, se trece la pregătirea acestora. Florile se fierb într-un sirop preparat din apă și zahăr până când se ajunge la consistența dorită. La fel de parfumată este și dulceața de liliac, care se face numai din petale, iar domnul Cornel pregătește anual mii de borcane cu dulceață pentru cei care vor să se bucure de parfumul puternic de liliac chiar și în plină iarnă. Mai mult, florile de liliac au și proprietăți miraculoase pentru sănătate, susțin bătrânii locului. De regulă, acestea sunt folosite pentru a trata diverse afecțiuni, cum ar fi durerile de cap, inflamația gâtului, tusea sau insomnia, relatează observatornews.ro.